Salutare și bine te-am regăsit! Începem astăzi ceva ce trebuia făcut de mult. Vorbim aici, pe YouTube, de peste 10 ani despre gadgeturi și tehnologie. Însă nimic din ce ți-am arătat până acum, inclus și Bitcoinul, nu rivalizează cu următoarea revoluție. Ce urmează este mai mare decât internetul însuși. Dincolo de teoria științifică, ce este totuși inteligența artificială? Păi, e o mașinărie care poate rezolva probleme destinate nouă oamenilor. În episodul de astăzi, asta o să facem. O să încercăm să înțelegem ce este și cum funcționează. Și o să intrăm și pe exemple. Însă și mai multe exemple hands-on vom avea de aici înainte. Așadar, ia acest prim episod ca un prolog, ca o introducere care să ajute pe cei care știu ceva tehnologie, dar și cei mai competenți să aibă un punct de plecare. Începem? Să-i dăm bătaie. Așadar, inteligența artificială este o formă de inteligență care învață și se îmbunătățește pe cont propriu încercând să rezolve probleme. Vedem asta cel mai bine în filme, unde roboții se pot îmbunătăți singuri, computerele pot învăța și apoi pot prelua controlul întregului internet și apoi și a mașinărilor conectate la acest internet. Skynet e cea mai sumbră predicție, dar nu e imposibilă. Poate de aceea ne temem. IA sau AI-ul, o să-i spune de aici AI, ca să ne fie mai ușor, este un pericol, dar e un pericol probabil. Tehnologia prezintă riscuri dacă scapă de sub control. Exact ca o mașină sport pe mâna unui adolescent la pubertate. 8 ani mai târziu, mulți oameni încă abia află că eu am un chip în mână. Am vorbit despre asta pe blog și am ținut chiar și un TEDx acum vreo 5 ani, care adună comentarii de toate felurile și în 2022 le iau ca un barometru. Oamenii se miră, unii sunt șocați, destui mă considerau dezechilibrat sau chiar vândut necuratului, ori lui Bill Gates, după caz. După cum vedeți, nu e prima dată când provoc gândirea și sistemul de valori al publicului meu. O să spun aici însă ce mă preocupă pe mine, ce înțeleg și ce fac eu pentru a nu fi strivit de revoluția tehnologică. Ar fi fost mai ușor să-ți spun ce-ți place să auzi pentru algoritm. Dar după cum știi, nu am ajuns aici pe calea ușoară. Decide tu ce poți lua din ceea ce vei vedea și auzi aici, dar ignoră viitorul și tehnologia pe propria socoteală. Așadar, acest clip e pentru cei care înțeleg că lumea în care trăim se schimbă repede. Și poate că și tu simți că suntem în fața unui punct fără întoarcere. Eu încerc aici să pun într-un singur loc aceste repere care să ne dea măcar puțin încredere în viitorul care vine, orice am zice. Pentru asta o să ne întoarcem puțin în timp. Nu durează mult și îți promit că vei afla cel puțin încă un lucru șocant despre acest cyborg. În ultimii ani am vorbit în fața a zeci de săli cu mii de oameni în cadrul unor evenimente din școli, asociații sau companii. Am reușit să le captez atenția explicându-le de ce cred eu că noi înțelegem greșit tehnologia. Pentru că o lăsăm să ne folosească în loc să o folosim. Și mai ales de ce asta riscă să ne dea jos din vârful lanțului trofic. Omul nu este nici animalul cel mai puternic, nici acela cu vederea sau auzul cele mai fine și nici nu poate sări peste blocuri dintr-un salt. Mai mult vedem lumea prin gaura cheii. Avem simțuri foarte limitate, chiar jenante prin comparație cu un câine, o cioară, un liliac sau un purice. Suntem însă prădătorul de vârf pentru că lucrăm în echipe mari datorită limbajului și pentru că facem schimb de informație, dar mai ales de tehnologie. Fără limbaj și cooperare am fi tot cimpanzei, dar cu ceva mai puțin păr. Am fi inferiori, sub dominația unui alt predator de vârf. Natura nu discriminează. Un lider se va găsi întotdeauna. Noi am făcut ceva ordine și disciplină în regnul animal, mai ales în ultimele mii de ani. Am rămas fără prădători naturali de calibru mare. Virusurile și bacteriile mai prind din turma noastră, membrii mai slabi sau în vârstă. Dar nici măcar pandemiile nu mai reușesc să ne încetinească înmulțirea. De aceea am ajuns, iată, să ne creăm singuri fix în timp ce vorbesc eu aici, un nou stăpân. Dacă natura nu reușește, o vom face noi înșine, umanitatea de naștere unei noi specii, cum nu a mai văzut niciodată și pe care va avea mari probleme să o mai stăpânească odată ce se pune pe picioare și începe să alerge. Vorbesc despre AI. O să fie un fel de Jurassic Park digital scăpat de sub control, cu diferența că T-Rex va fi imposibil de controlat dacă scapă din cușca unde oricum stă deja de bunăvoie. Simți deja vibe-ul de Skynet. E normal, am crescut cu filme convingătoare, deși mai recent văd că scenariștii au mai rafinat poveștile. De la Terminator am ajuns la Iron Man. Cel mai Avenger este un om care folosește tehnologia, în timp ce rămâne sarcastic, dar și destul de muritor. Am văzut și scenarii care desenează un viitor în care bogații asupresc săracii din Elysium. Ori inteligența artificială care își ucide fără emoții creatorul în Ex Machina. Ori un alt AI care își înșeală iubitul cu alți 7.000 de oameni pentru că pur și simplu poate, ca în Her. Îmi plac filmele ca referințe culturale, dar nu ne pot ajuta să rezolvăm ecuația. Cele mai bune ne dau doar o temă de gândire, dar atât. De aceea, hai să ne uităm mai degrabă la ce e important. Întrebarea simplă este: avem nevoie de tehnologie? Cred că da. Putem trăi fără ea? Da. Vrem asta? Până și cei care se declară suflete curate tastează comentarii, parcă-i văd, despre cum tehnologia distruge viețile. Viețile altora? Păi de pe ce ai scris? De pe un telefon, într-o aplicație al cărui algoritm îl alimentezi deja cu emoțiile tale. Cei mai mulți cred că ei folosesc tehnologia, însă sunt astăzi doar o sursă de venit pentru companii care au înțeles cât de ușor este să oferi ceva gratis, să storci atenție, energie, voturi și apoi bani de la niște animale bipede care se consideră cel puțin speciale și minunate. Noi oamenii. Ce vedem astăzi este însă abia prima rază de lumină dinaintea răsăritului. Inteligența artificială devine zilnic capabilă să facă totul. Mult mai bine, mai rapid și mai eficient decât specia hominizilor sub formă de sapiens. Nu vreau să-ți stric ziua, încerc să-ți deschid ochii. O mare parte din viața ta este deja asistată sau pe alocuri controlată de AI, de această inteligență artificială. Deciziile pe care le iei în viața de zi cu zi, acasă, pe drum sau la birou, sunt luate de un program bine pus la punct. AI-ul este peste tot. Așa o fi? Hai convinge-mă că nu e așa. Hai convinge-mă că nu ești 99% previzibil. Nu fă cum a zis Waze-ul, fă stânga în loc de dreapta. Și în loc să te duci la job, fugi la capătul lumii. Să-ți împădurești propria ta insulă, ca acest tip care a lăsat totul în urmă și a făcut fix așa. Ce te reține să alegi aleatorul, cum a spus, spre exemplu, Vlad Zografie în IGDLCC? Poate pentru că tu vrei o viață mai ușoară, dar nu mai simplă. Vrei să fii ținut distrat, nu să te privești în oglindă, cu sinceritate și să te întrebi ce spanac faci cu restul zilelor tale. Dacă ai rezistat până aici, și sper că nu te-ai enervat, hai să începem cu exemple ca să accelerăm învățarea și adaptarea speciei noastre. E încă devreme și avem timp. Întrebare. Care e tehnologia generației noastre de până acum? Internetul. Orice motor de căutare pe care îl accesezi este deja un AI, optimizat momentan pentru reclame, desigur. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, Twitter, Rumble și alte câteva zeci de aplicații care adună miliarde de utilizatori de pe planeta asta, doar din asta trăiesc. Momentan. Atunci când deschizi un site sau o aplicație, de fapt tu nu mai deschizi nimic, că ești conectat în permanență la internet, cu GPS-ul activ și așa vezi și bazele de datele oricui ți-a dat ceva pe gratis. E valabil și pentru cei care ți-au vândut vreun telefon, că nu ți-au vândut doar telefonul, te-au cumpărat și pe tine la schimb. Dar acesta e un subiect pentru altă dată. Momentan te provoc să faci ceva interesant pe mobil în airplane mode. Ia vezi cât durează până te plictisești. Hai că am încercat eu în avion, nu durează mult. Te uiți la poze și după aia descoperi că poți să joci în Chrome chestia aia cu dragonelul care sare. Poți să faci altceva în airplane mode? Mai există ceva ce nu cere internet? Ideea este că orice cuvânt pe care îl scrii sau îl rostești pe internet se și indexează, adică se înregistrează pe platforma unde tu te descarci acolo. și apoi devine un reper pentru comportamentul pe care tu îl ai pe acea platformă. Nici măcar nu mai trebuie să mai apeși Enter pentru a vedea rezultatele căutărilor tale. Și știm asta de la românul care a scris acest cod la Google. Ne-a povestit într-un IGDLCC. Nici măcar nu trebuie să știi, spre exemplu, că o rudă de-a ta e însărcinată. Magazinul online știe asta înaintea ei, în funcție de căutările ei de simptome pe Google. Însă și asta e poveste de niște ani în spate. Colectarea de date a ajuns atât de profundă, încât giganții nici măcar nu mai au nevoie ca tu să-ți dai acceptul pentru cookies. Doar începătorii o mai fac. Google chiar renunță la ele. Cu sau fără GDPR au baze de date complete ale tuturor utilizatorilor cu obiceiuri de consum, stil de viață, preferințe, statut, tot. Se estimează că nu au nevoie decât de un singur punct de contact suplimentar cu acel user la câteva săptămâni sau luni pentru a actualiza profilul. Nu au voie legal să asocieze nume și prenume, dar algoritmului nu îi pasă prea tare cum te cheamă. Îi pasă ce-ți poate vinde. E valabil și online, dar și offline. Nu ți se pare interesant cum dispar de pe rafturile magazinului tău obișnuit tocmai produsele cele mai vândute și sunt înlocuite cu marca proprie la un preț mai bun? Chestia asta o fac deja și oamenii de peste 10 ani în hipermarketuri, dar și pe multe magazine mari online. Imaginează-ți însă un algoritm care dă acum direct comanda în fabrică pentru o copie de rucsac pe modelul cel mai căutat. Sau poate pentru, nu știu, sosul tău favorit. Și asta se întâmplă deja. Omul mai dă doar un click sau două. Hai să vorbim și despre social media, că mai devreme doar am atins un pic subiectul. Persona ta digitală, adică tu de pe internet, e un reper pentru interesele tale. Nivelul de inteligență, pentru cultură, empatie și chiar atenție sau deficitul de atenție. Despre asta este vorba. AI-ul învață ce-ți place, ce-ți livrează cea mai multă dopamină, bucurie, alternată cu adrenalină și îți arată asta în continuu. Printre picături îți mai servește și o poză cu girafe și vede cât de mult stai asupra ei, dar și cum interacționezi. Apoi decide dacă îți mai arată și mâine ceva similar sau schimbă pagina ori animalul. Aici schimbă tu animalul cu orice fel de interes. Între poze și clipuri, hop și o reclamă, unde ești și mai atent cum interacționezi, că face și el bani dacă te uiți, ori dai click și bagi în coș. Aici sunt campioni TikTok. Din nou, hai să facem un experiment. Deschidem TikTok pe un telefon resetat. Hai să vedem din câte clipuri reușește să se prindă ce gusturi am. Eu am făcut testul ăsta. E halucinant. Din 2 clipuri și-a dat seama că sunt bărbat și deja de la al 3-lea și al 4-lea cam știa ce nu-mi place. Așa a ajuns TikTok, aplicația numărul 1 pe glob, în ultimii 2 ani, fără redacție de știri, departament de producție de show-uri, fără prezentatoare, fără actori, studiouri, fără nimic altceva decât o aplicație simplă și un algoritm. Și vreo 170.000 de programatori. Așa au bătut gigantul Facebook la propriul joc. Iar acum mă duc să iau niște popcorn ca să asist la câteva falimente spectaculoase în această industrie. Ce? Nu ai auzit că Snapchat pierde bani ca un foc de paie? Și ăsta e un citat din CEO-ul lor. Fără atenția publicului, nu ai ce vinde companiilor și grupurilor de interese pentru marketing digital. Cel mai periculos serviciu de marketing este însă intervenția în zona gri. Ce e zona gri? E zona aia cu nehotărâții. Sosul secret al oricărei campanii politice sau de orice fel pe social media este să-i convingi pe cei indeciși. De aceea fi cu băgare de seamă dacă vezi dintr-o dată știri negative despre un anume grup, o etnie, o țară, o firmă. Știm deja de la cazul Cambridge Analytica de ce e mai ușor și mai ieftin să-i enervezi pe oameni în legătură cu adversarii tăi în loc să le spui că ei sunt inamicii tăi. De aceea, nici trolii ruși de pe internetul românesc nu vorbesc Rusia de bine, ci Europa și America de rău. Apropo, vă amintiți că și în România s-au folosit algoritmi de la Cambridge Analytica și totuși niciun partid nu a recunoscut că le-ar fi cumpărat serviciile. Oare cine a dat banii? Important e că a câștigat cine a trebuit. Evident. Sau poate a fost doar un accident, cum un candidat, să zicem, la prezidențiale aduna zeci de mii de urmăritori în plus pe zi între cele două tururi de la prezidențiale. Metoda cu enervarea indecișilor și satisfacerea grupului de bază e folosită mai recent cu succes și de televiziuni, care au înclinat în ultimii ani spre o anumită tabără sau cealaltă, demolându-i constant pe ceilalți, de parcă unii și alții au devenit dintr-o dată toți inamici. Toată lumea își hrănește baza de alegători sau public cu emoții puternice. Să mai fii calm și moderat a ajuns semn de slăbiciune. 3/4 din știri sunt acum negative în Statele Unite, spre exemplu, pe orice canal, iar Europa vine puternic din urmă. Vă mai miră de ce par americanii la un pas să se ia cu toții de gât? Că au și făcut-o pe 6 ianuarie. Dar hai să dăm o fugă și la jobul tău. Și CV-ul la corporație este văzut tot de un motor de inteligență artificială înainte de a fi trimis la un om. AI-ului îi ia câteva secunde, omului câteva ore. Vorba vine, nu se uită nimeni la un CV mai mult de 30 secunde. Ce credeai? Un post într-o companie mare poate avea și 250-300 de candidați într-un timp scurt. Practic imposibil pentru o echipă de HR să treacă prin toate CV-urile în mai puțin de o lună. În loc să cauți așadar pe internet modele de CV-uri, așezări în pagină, fraze de introducere și formate de fișiere sub care să le salvezi, poate n-ar strica să faci puțin SEO, optimizare de text. Nu se scrie neapărat experiența. AI-ul este cel care decide dacă mergi mai departe la interviu sau ți se salvează numărul în bază de date pentru anul viitor. Un CV este scanat de un program care caută cuvinte cheie pentru jobul respectiv. Află acele cuvinte cheie dacă vrei să folosești puțin sistemul în favoarea ta. Din fericire, 92% din companiile din top 500 nu folosesc încă AI-ul pentru recrutare tot timpul. Mai e ceva timp, cred. Vedem noi în 2023. Probabil ai văzut deja cât de bună devin și traducerile automate, pe text sau chiar pe voce, în timp real. Dacă aplici pentru o companie din afara țării, cel mai probabil scrii CV-ul în engleză sau îl traduci ulterior cu un Google Translate sau cu vreun plugin simplu de browser. Dar tot ce scrie acolo devine studiu de caz pentru unul dintre aceste AI-uri. Majoritatea traducerilor sunt servicii gratuite care, în schimb, fac colectare de date. De unde crezi că au învățat computerele să vorbească limba oamenilor? Ba chiar știu două soluții de traduceri și transcriere automate construite chiar la noi în țară. Îți macină un clip de 2 ore în câteva minute și livrează o transcriere și o traducere în mai multe limbi cu acuratețe de peste 95%. Aici o poveste scurtă. Îți amintești că la un moment dat apăruseră acum vreo 7 ani aplicații de dictare gratuite și pe Apple și pe Google la care puteai modifica tu greșelile? Acum ai așa ceva și pe tastatura iOS sau pe Android doar pe PC și devin din ce în ce mai bune. Practic, noi am îmbunătățit aceste servicii care, într-un fel sau altul, produc profit în altă parte. Hai să facem o mică excursie și prin domeniul artei. AI-ul este și în artă pe care o va transforma fundamental. Uite, de exemplu, cât de ușor este să creezi o imagine în mai puțin de un minut. Sau uite cum e să faci o melodie, fără niciun fel de drepturi de copyright. Poți să experimentezi și tu și să hrănești algoritmul cu imaginația ta. De fapt, o faci deja, când te joci cu o aplicație care schimbă înfățișarea sau vocea. Tu te distrezi, ei colectează. Nici nu mai au nevoie să colecteze mare lucru la câți oameni au folosit și folosesc deja filtrele de pe Snap sau TikTok. De-aia au ajuns atât de precise. Și uite cum am ajuns să creăm oameni care nu există în realitate, sau pisici. Bine, nu noi, ci AI-ul. Există site-uri unde te duci care îți creează oameni care nu există. Așa se numește site-ul. Cum crezi că funcționează aceste programe? Au strâns sute de milioane, ba chiar sute de miliarde de imagini, cu o mică descriere aferentă. L-au analizat și catalogat și acum am niște repere pentru orice tip de ființă, obiect sau peisaj. Ba chiar știu și care sunt celebritățile momentului. Ce credeai că se întâmplă cu toate pozele acelea pe care tu le urci gratuit în cloud? Hai să ne jucăm așadar pe DALL-E. Ce introduci tu acolo în câmpul magic de generarea imaginii sunt cuvinte pe care motorul, AI-ul, le caută în bază de date și apoi le transformă în imagini, poze sau picturi prin magie. Pentru că știm cu toții că tehnologia avansată nu este diferită de magie. Acesta este unul dintre cele mai celebre citate ale lui Arthur C. Clarke. Cum altfel i-ar fi prostit Cristofor Columb pe indieni? Sau cum făcea cuceriri orice alt imperiu? Știți că romanii erau întâmpinați de cele mai multe ori fără lupte, pentru că pur și simplu aduceau tehnologie pe lângă ordine și disciplină. Indiferent cât ne jucăm pe social media și cu poze, nu putem ignora zona care creează acum miliardarii planetei. Industria. Fiecare bucată de material, fiecare chip ce ajunge pe linia de producție și se transformă într-un produs, se întâmplă cu ajutorul AI-ului. Uite, spre exemplu, Zhaoqing Intelligent Industrial Park, ce ține de Xpeng, producătorul de mașini din China. A deschis o fabrică de 6.000 de metri pătrați, cu doar 600 de angajați și 264 de roboți, capabil să producă în proporție de 95% un autovehicul electric. Totul este automatizat și controlat cu ajutorul AI-ului, care a redus cu până la 90% cheltuielile și timpul de producție al pieselor și chiar al asamblării. Cea mai mare fabrică de aparate de aer condiționat din lume a concediat 10.000 de angajați când a automatizat complet linia de asamblare, iar unul dintre foștii șefi de la Huawei ne-a spus același lucru despre linia de asamblare de telefoane mobile din China. De ce insist eu pe China? Pentru că unii încă mai cred că acolo forța de muncă este ieftină. Și totuși chinezii investesc atât de puternic în AI și automatizare încât sunt considerați lideri mondiali în acest moment. Cum ar putea altfel monitoriza sute de milioane de camere de supraveghere? Cum ar putea aplica scoruri sociale și să cenzureze eficient social media? Pe continentul vecin, companiile din vârful clasamentului sunt acestea. Pe locul întâi Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet încă o dată, Nvidia și Berkshire Hathaway. Și doar una nu este de tehnologie. Locul 10 este un vehicul de investiții condus de Warren Buffett care are plasamente inclusiv în tehnologie și în China. O mențiune specială pentru locul 4, care a bătut toți producătorii de automobile de pe planetă în doar câțiva ani scurți, pentru că a pus pariu pe o schimbare radicală de tehnologie, multă automatizare și AI. Tesla chiar a fost la un pas de faliment încercând să asambleze integral mașinile cu roboți. Singura problemă care rămăsese de rezolvat era că roboții încă nu reușeau, acum vreo 3 ani, să prindă mufele și furtunurile și să le conecteze la fel de repede ca un om. În rest, fac tot. Iar în curând se vor și conduce singure automobilele acestea, după cum am văzut în Las Vegas. Desigur, încă mai fac ceva greșeli, dar dacă urci pe cineva dintr-o țară fără internet într-o astfel de mașină, cred că o să-l sperii. Și îți mai vând un pont. Tesla are cea mai mare marjă de profit la fiecare mașină care iese pe poarta fabricii. Le-a dat clasă nemților de la distanță. Știu că te interesează cum se fac banii, așa că hai să dăm o tură prin domeniul acesta fascinant al financiarelor. Cel mai bun exemplu de cum faci bani cu automatizare și AI sunt băncile și serviciile de trading. Roboții software sunt cei care scanează orice mișcări ale pieței, licitează, fac trading și mută miliarde de dolari dintr-un cont în altul în câteva secunde. Sunt deja celebre cele câteva flash crash-uri generate de algoritmi dați peste cap, dar mai puțin cunoscute sunt companii precum Bridgewater, al lui Ray Dalio, care a plecat cu afacerea dintr-un apartament și a crescut în jumătate de secol la un volum de 120 de miliarde de dolari administrate. În cartea autobiografică, Ray Dalio pune succesul său în principal pe colectarea și analiza datelor, nu doar din economie, ci și din politică, natură sau demografie. Pe aceeași logică, un alt fond mare de investiții de care nu ai auzit probabil, denumit HGI, a atras în ultimii ani în echipa de business inclusiv specialiști în demografie. Știți termenul de milenial care enervează tinerii ce intră acum în câmpul muncii? A fost introdus de faimosul Neil Howe, care a prezis recent și faptul că India va depăși China ca populație, ceea ce s-a și întâmplat. Dar a și scris acum 20 de ani despre al patrulea val. Vă las pe voi să citiți mai multe despre asta. Revenind la HGI, fondatorul și CEO-ul recunoștea recent, într-o discuție cu o jurnalistă specializată în geopolitică, faptul că oamenii de afaceri nu reușesc să înțeleagă mare lucru din conflictele militare sau crizele de energie, seceta adusă de schimbările climatice sau pandemiile astea. De aceea au nevoie de mult mai multe informații și tehnologie pentru a înțelege lumea. De aceea angajează oameni de știință și procesează datele cu tehnologie. Fără inteligența artificială, pur și simplu nu mai putem cuprinde lumea cu toate pericolele și oportunitățile. Suntem prea conectați, iar creierul nostru organic nu face față. Oricâte substanțe nootropice bagă unii, mai ales prin Silicon Valley. Tot AI-ul este responsabil și de partea de securitate, fiind cel care filtrează deja multe din atacurile sau mesajele de tip spam. AI-ul scapă unele dintre ele, dar de cele mai multe ori banca nici nu este implicată în mod direct în trimiterea acestor mesaje. AI-ul scanează toate tranzacțiile și le marchează imediat pe cele care par fraude. Practic, pe mine mă deranjează mai mult acest AI care îmi blochează cardul chiar și când nu s-a întâmplat o fraudă, pentru că sunt mult mai dese cazurile când AI-ul face greșeli decât fraudele. Dar și chestiile astea se răresc în momentul ăsta. De ce crezi că ți se blochează cardul la câteva încercări greșite de plată? Sau când aplicațiile rezervă și trag banii de 2 ori de pe card? Nu e un om care apasă butonul. Cu el vorbești abia când te chinui să-ți deblochezi cardul. Aici, aproape în Europa, Deutsche Bank implementează algoritmi de AI ca să fie cea mai eficientă bancă, spun ei. Tot ce face un angajat când compară oferte timp de câteva ore pentru un client, o poate face AI-ul la nivel global, pe mai multe piețe, în minute sau secunde. În realitate, relația perfectă cu o bancă implică zero contact între tine și oameni. De ce credeți că au prins atât de repede aplicații ca Revolut? Apropo, ai văzut cum arată un angajat Revolut? Te interesează? Bine, asta cu să-ți imaginezi angajatul de la Revolut este cum ți-ai imagina un angajat la Uber, că șoferii nu sunt angajați Uber, sau un angajat de la Airbnb sau de la Booking.com. Dar mai bine să revenim. Hai să mergem un pic și în domeniul acesta de securitate, camere video, recunoaștere de numere și alte asemenea. Nu doar în China, camerele pe care le vezi la orice colț de stradă, în intersecții aglomerate sau chiar pe stâlpii proprietăților private, sunt mult mai deștepte decât crezi. Camerele fac deja recunoaștere facială chiar și pe întuneric. Știu să trimită alerte și înregistrări peste tot și sunt legate de baze de date tot mai complexe. De ce crezi că nu mai e nevoie să bagi cartela de parcare la barieră la ieșirea de la mall? Camera de la nivelul solului știe deja modelul mașinii tale și numărul de matriculare asociat cu tichetul. Camerele din trafic, mai ales pe drumuri cu viteză mare, pot face poză mașinii și șoferului, recunoaștere de număr, interogare în bază de date, aplicare sancțiune și trimitere direct pe e-mail șoferului în câteva secunde de la momentul la care ai fost surprins că o dădeai tare. Camerele moderne au calculatoare atât de avansate încât chestia asta poate da live pe YouTube, Facebook și orice altă platformă direct din cameră, cu grafică și sunet. Am făcut-o și noi aici încă acum niște ani. O astfel de cameră cere doar curent și internet. SF pentru bunicii noștri, banal pentru tineri, care știu că pot intra live cu toată planeta în 2 secunde de pe un telefon. Până aici doar am zgâriat vârful icebergului, dacă suportați metafora. Pe mine mă fascinează cel mai mult avansul din medicină. De la Terminator care venea să te ucidă, tehnologia malefică, am avansat la Bactatancul lui Boba Fett, sau în acela medicală robotizată din Elysium, sau Prometheus. Eu am fost la un pas de moarte prin septicemie în ziua Revoluției de la Brașov din 1987, pentru că am făcut apendicită, iar tata a găsit cu greu o mașină care să mă ducă în ultima clipă la Spitalul Județean pentru operație. Copiii noștri vor avea la mai puțin de 2 minute distanță o sală de operație automată cu toate specialitățile medicale, poate în următorul deceniu. Să o luăm cu exemple. Iată un cabinet automat de diagnostic dotat cu tot ce ar trebui să aibă un cabinet de medic de familie. Mai puțin medicul, la care ajungi după această primă evaluare. Iată un remene din București care vede celulele bolnave când e suficient de devreme să le elimini sau îți spune că pata aceea nu e cancer. Acest robot, tot din București, poate fi folosit pentru operații laparoscopice foarte precise. Apoi combinele pe cele două cu un robot de AI care poate depista deja mai bine decât specialiștii bolile pe baza algoritmilor. Dintr-o simplă fotografie sau cu un RMN ca să te vadă la interior, după cum tușești sau cum îți bate inima. Dacă ai deja un ceas inteligent, hrănești deja algoritmul cu date despre cât te miști, dar și celor din regiune, segmentul tău de vârstă sau sex. Un Garmin îți poate da un scor pentru cât de bine ai dormit, dar știe și când ai făcut fitness, inclusiv în dormitor. O cercetătoare s-a gândit că puse pe pisici trecările de la Fitbit pot depista cu tremure. Tot mai multe modele ca Apple Watch detectează fibrilație atrială, semn de probleme cardiace sau saturație prea mică a oxigenului în sânge, semne de oboseală sau infecție cu un virus respirator. Un Fitbit Sense îți măsoară și temperatura corpului, util pentru a detecta un început de infecție sau de perioadă fertilă. Niciunul nu o face însă direct pe device. Are nevoie să sune acasă în cloud, unde sunt serverele și procesoarele, dar și codul sursă al AI-ului. De aceea spunem că domeniul medical a beneficiat cel mai mult de ajutorul AI-ului în ultimii 10 ani și încă nici nu a turat bine motoarele. Dacă nu aveam AI-ul, nu puteam simula cu precizie extraordinară răspândirea unor boli precum COVID-ul și nu puteam limita infectarea unui număr mult mai mare de oameni. Da, intru și în acest subiect pentru că sunt sigur că putea fi mult mai rău dacă nu exista medicina modernă. Antiviralul de asemenea a fost ajutat de AI. Nu aveam noi timp, 10, 20, 30 de ani ca să testăm un vaccin. De aceea am folosit computerele să simuleze efectele acestuia asupra fiecarei variante de virus cunoscută la momentul respectiv. Uite doar 2 anunțuri recente de la Google care tocmai a terminat de catalogat toate variantele posibile de proteine. Genomul uman este integral catalogat și el. Ne apropiem de momentul când vom învinge cancerul. HIV-ul este deja o boală aproape curabilă. Toate revoluțiile medicale de care vorbim la Curiosity de mai bine de un an sunt rezultatul AI, care nu mai trebuie să aștepte după teste și interpretări, ci simulează efectul substanțelor în 10.000 de corpuri virtuale diferite. Din același motiv, testele pe animale au fost reduse substanțial și sunt pe cale să fie interzise în cursul vieților noastre. Să trecem un pic și prin telecomunicații, ce ziceți? 2/3 din domeniul de telecomunicații folosește AI-ul pentru a prezice și modifica acoperirea antenelor de date și voce. Fără algoritmi erau necesare de mii de ori mai multe echipamente, care ajungeau să fie folosite doar în 5% din timp. Așa cum sunt camerele de oaspeți ale bătrânilor, goale reci și neatinse de la momentul construcției. La fel se întâmplă și cu banda de internet. E destul de plină la momentul actual și nu putem să avem fiecare un cablu direct în Google sau în YouTube, de aceea se folosește tehnica de load balancing sau multicast. Când tu nu consumi banda, se alocă pentru cei care consumă. Când te conectezi și tu, primești în funcție de cât consumi. Să-ți mai spun despre internetul viitorului în care fiecare telefon este un nod, o antenă și un server al rețelei? Știi deja că se poate. Folosim aceste funcții în blockchain, unde inovația se naște alergând direct cursa de 100 de metri garduri. Unde cade un proiect, vin alte 10 mai bune. Și nici nu am ajuns la majoratul acestei industrii. Da, prima mențiune a ideii de blocuri în lanț apare acum 40 de ani, însă primul proiect care a folosit tehnologia a fost Bitcoin în 2008. 14 ani mai târziu, industria aceasta este deja infiltrată în aproape toate celelalte și le va transforma iremediabil. Deși aici vorbim doar despre criptografie, tehnologia permite mai ales distribuirea nu doar a valorii, ci mai ales a puterii de calcul. Dacă aș fi un cyborg cu AI, de unde aș lua eu instant putere de procesare, dacă nu de pe internet și din rețele precum Bitcoin sau Ethereum? Și dacă îți spun că tot Google a anunțat vara asta că AI-ul lor conversează deja ca o persoană, când îi dăm așadar cetățenie? Când va avea propriul său laptop cu internet? Știu că cyborgul Sofia a primit deja o astfel de cetățenie, dar credeți-mă, Sofia e doar o jucărie manipulată cu un joystick, cu o voce sintetizată. Încă nu avem cyborgi cu AI, iar asta este bine, dar avem roboți cu roți. Și uite așa ajungem la transport. Îmi doresc de când eram mic să văd în București semafoare automatizate. Am văzut doar la Cluj și la Alba Iulia și acelea în regim de test. Traficul ar trebui automatizat la maximum. Ar trebui să existe în fiecare intersecție sau la fiecare trecere de pietoni senzori, care să numere oamenii și mașinile. În funcție de această numărătoare să scadă sau să crească timpul de stat la semafor. Ar eficientiza nu cu 10-20%, ci de 5 ori timpul participanților la trafic. Spun asta pentru că am văzut astfel de sisteme în acțiune în China sau în teste în SUA. Se poate și la noi, e nevoie doar de curent electric și puțin interes. Apoi, după ce toate mașinile vorbesc între ele, vom mai avea nevoie oare de semafoare? Mai au nevoie mașinile care nu se ciocnesc de faruri? Sau de sisteme complexe de protecție? De ce crezi că merg tot mai bine livrările? Desigur, atunci când nu suntem toți călare pe ele. La nivel de transport de marfă, un AI stă în spatele rutelor și a calculelor de costuri și eficiență pentru companiile mari. Și un șofer independent cu un software de tip Uber pentru mărfuri poate fi tot timpul pe drum, fără timp morți și cu mai mulți bani în buzunar. Algoritmii ajută deja companiile să-și distribuie mașinile și depozitele. În unele părți din lume, serviciile de urgență sunt deja optimizate așa. Asiguratorii americani au ajuns atât de departe încât își trimit agenții de constatare în teren dinaintea tornadelor ca să-și despăgubească cât mai rapid clienții. Nu o fac din mărinimie. Tot un algoritm le-a arătat că ies mai ieftin dacă ajută de vreme, iar reacțiile bune ale celor despăgubiți răsplătesc veniturile viitoare. Nu poți bate reclama făcută de un client mulțumit, nu-i așa? Asiguratorii au mare nevoie de clienți mulțumiți pentru că, în realitate, algoritmii fac deja aproape totul mai sigur ca niciodată. Avioanele pilotate 99% automat nu mai cad, decât din cauză umană, iar automobilele moderne se feresc activ de accidente și salvează aproape toți pasagerii care poartă centuri. Volvo chiar au anunțat că planul lor este ca nimeni să nu mai moară într-o mașină de-a lor din 2025? Nu e doar meritul lor. Radarele, camerele, senzorii de distanță și sistemele automate de stabilitate și frânare produse în industria auto se îmbunătățesc continuu, iar țările civilizate nu permit omologarea unor modele noi fără ele. Indiferent însă de metoda de transport, indiferent unde stai și cum trăiești, sigur ai nevoie de energie. De aceea, hai să vorbim rapid despre locul unde se fac cele mai mari profituri în aceste industrii. La predicția de consum. Tradingul pe piața de energie în țările mai răsărite se face pe baza unui astfel de AI. Prețul la kilowatt nu-l schimbă un om, ci un computer în funcție de consum, distanță, clienți și furnizori. Sistemul energetic nu este o baterie din care poți trage oricum. Cineva trebuie să producă acum energia pe care tu o ceri acum și la fel energia produsă acum trebuie consumată de cineva în rețea. În caz contrar, rețeaua cade, cum s-a întâmplat în câteva cazuri celebre deja în SUA, dar și pe la București. Putem da vina și pe avarii, însă tensiunea scăzută sau frecvența fluctuantă a curentului sunt cele care doboară rețeaua. Repornirea este un coșmar. Imaginează-ți un sistem de vase comunicante ca la fizică, dacă vrei să înțelegi mai ușor. De aceea auzim de restricții la consum cum au fost cele din China sau cum sunt acum în Europa. Seceta a făcut ca hidrocentralele, spre exemplu, de pe fluviul Iangtze să nu poată livra pentru cei aproape 400 de milioane de chinezi pe care îi alimentau. Așa că s-au oprit fabrici ca Toyota sau Foxconn. Nu vreau să stric ziua, dar știu că toți suntem frustrați de serviciul de relații cu clienții. Apropo, ai habar cu câți roboți ai vorbit până acum la relații cu clienții? Spun eu, marea majoritate, indiferent de mărimea companiei, fie că vorbim de voce sau de text, în primele minute vorbești cu un AI. Suportul online este complet automatizat și durează minute bune până când preia un agent discuția. O chestie pe care mai ales noi băieții o așteptăm de când lumea este conducerea autonomă. Pe scurt, spre exemplu, Tesla primește și calculează în timp real informații de la cel puțin 12 senzori, incluzând camere sau lidar, senzori de distanță și chiar presiune și giroscop. În plus, este conectată la internet în permanență, nu pentru tine, ci ca să împartă aceste informații cu celelalte mașini Tesla. Recent au anunțat că Tesla poate primi internet și prin Starlink, iar asta înseamnă conectivitate aproape ideală în orice colț al lumii. Dacă pui 100 de mașini cu cu astfel de capabilități autonome pe aceeași stradă nu vor avea nevoie să frâneze niciodată. Vor avea cea mai mică distanță una de cealaltă și cel mai redus consum posibil. Iar dacă ai rezista până la final, probabil aștepți o soluție simplă care să te scape de urmărirea tehnologică. Sau poate te-ai împăcat de pe acum cu deznodământul în care Skynet preia controlul. Există o soluție să te deconectezi. Însă 99,9% dintre noi nu pot trăi izolați de lume sau cu identități false. Devine tot mai greu, nu însă imposibil să rămâi anonim, cel puțin dacă te uiți la tot ce am arătat mai sus, adică tehnologie comercială. Armatele, în schimb, au ani buni de avans în domeniul cyber, care este următorul teritoriu de luptă. Ne-a confirmat-o și șeful DNSC și un general SRI și numărul 2 din NATO. De ce credeți că americanii se ceartă cu rușii și chinezii pe sateliți, ori stația spațială? Generalii vor arme mai puternice decât inamicii lor, iar fără ei vor fi doar furnici sub un bocanc peste câțiva ani. Ce facem însă când tehnologia aceasta devine conștientă? Aceasta e întrebarea cheie. E clar că agresivitatea noastră și lupta pentru resurse pe o planetă limitată riscă să ne distrugă. Și totuși cum va fi? Păi există trei scenarii. Aici intrăm însă pe un teritoriu mai degrabă speculativ al imaginației. Primul scenariu este cel susținut de cei mai inteligenți oameni de pe planetă. Inclusiv regretatul Stephen Hawking, alături de mulți alți oameni de știință, avertiza că AI-ul riscă să ne transforme într-o specie inferioară pe care să o trateze cu același respect pe care îl avem și noi pentru pisici. Credem deja că această inteligență este aici. Eu aș spune că e doar o problemă de timp până când codurile care au bătut oamenii la șah, la go, la știi și câștigi și altele se conectează cu softurile din celelalte industrii și apoi ajung sub controlul unui hacker, godlike, care hacker ar putea fi el însuși un soft. Să vă mai spun că doar un AI ar putea ști ce să facă cu un calculator cuantic la care ne uităm și nu prea știm ce să-i dăm de lucru. Al doilea scenariu este naiv și visează că vom putea implementa legile lui Asimov astfel încât inteligența artificială să nu facă rău oamenilor. Ok, dar ce va face un AI în fața unui accident mortal? Pe cine salvează și pe cine nu, dacă nu are voie să facă rău? Dar dacă de pe urma unor calcule complexe se gândește că ne-ar fi mai bine să rămânem mai puțin pe planetă, ori să ne schimbăm dieta sau obiceiurile noastre barbare cu tăiatul porcului. Binele este o noțiune relativă. Singurul lucru, sigur, este suferința. Ce poate ști un AI despre suferință? Discuție filozofică, nu e cazul aici. Scenariul 3 mi se pare însă ceva mai plauzibil. Dacă ați văzut filmul Her, personajul masculin pică la un moment dat în depresie când află că iubita lui, AI, mai iubește alte câteva mii. Apoi la scurt timp îl părăsește, nu doar pe el, pe toți ceilalți. Nimeni nu știe unde s-au dus acești AI. Dar hai să facem un experiment de imaginație. Ce ai face dacă ai avea o inteligență absolută, pe o planetă limitată? Ce ți-ar mai trebui? Eu cred că energie. Cu tehnologia actuală vom putea crea în curând mai multă energie decât putem consuma. Dar un AI în creștere, cu apetit nelimitat, va avea nevoie rapid de și mai mult. Ultima limită pe care noi o vom vedea va fi constrângerea acestui cod în sistemele noastre de calcul limitate de puterea de procesare și energia disponibile. Ori se limitează la câte resurse are planeta, ori emigrează către un loc unde iarba e mai verde. Dar dacă acel loc nu e doar altă planetă sau sistem solar, dacă niciun soare nu va fi de ajuns. Un AI de nivel dumnezeiesc se va limita la asta? Știm deja că tot universul are o masă limitată, iar prin ecuația lui Einstein putem transforma teoretic toată masa în energie. Cum ar fi ca toată energia acestui univers să fie de ajuns pentru ca acest AI să transceadă în alt plan, o altă dimensiune? Ceva așa a la Interstellar, unde timpul și spațiul pot fi controlate? Puțin probabil. Dacă așa ceva ar fi fost posibil, sigur un AI ar fi realizat-o în viitor și ar fi întors în trecut să rescrie istoria după bunul său plac. Și dacă a făcut-o și ne-a introdus pe toți în matrice, unde ne imaginăm realitatea, fără să-i consumăm în realitate resursele ca niște prădători de vârf, cum o facem în realitate. Da, vorbesc despre întrebarea care tot revine, dacă nu cumva trăim într-o simulare. Din păcate însă, chiar și această întrebare mi se pare prea umană. De ce ar mai interesa bocancul de soarta furnicii? De unde știm noi ce își dorește o specie inferioară care nu are limitările noastre? De aceea spun că e doar o discuție filozofică și o temă bună de scenarii pentru filme SF. Vezi Q din Star Trek Next Generation sau tinicheaua Skippy Magnificul din saga Expeditionary Force de Craig Ellenson, pe care o recomand măcar pentru primele volume. Și dacă mai ai ceva neuroni și ai rămas până la final, îți sunt recunoscător. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut, dă un like, un share să ajungă la cât mai mulți și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Iar dacă ești membru, ai văzut acest clip în avans pentru că ne susții în fiecare lună. Numai bine!